alimentare. Au trecut 24 de ore de când am plecat. S-a dormit super, super prost. A fost și frig, a plouat. Și în față se pare că nu e destul de frumos să vină o altă ploaie. A venit și ploaia. Ne baricadăm. Pasager noi. Nu uitați. Vreți să vă uitați? Bărtășeți de unde? Stau aici, în sălbăticie. Oamenii ăștia cred că se spală mereu cu apa asta, nu? Da, păi n-am altă apă în zonă. Și fără curent. Sau au curent. N-au. Poate au solar. Uite, ai în față, n-au nimic acolo. Mare trib. Oh, uite că se văd meșină. Mamă, că sunt o grămadă de copii. Da, n-au curent, da, da. Mare meci de fotbal. É histórica a campanha, é histórica a presença na final. E é isso. Atenção. Viva a sorte. Pode ser. Né, está ficando com nota grande. É a sua chance de concorrer a mais de R$1 milhão de reais no prêmio. Você pode ganhar um mega prêmio de nem R$1 milhão de reais. E mais. Uma, duas, três. Ne deplasăm cu 17 km pe oră. Curățenia de dimineață.
fraier să dea trezirea la ora 6. După 3 zile de stat pe parc au apărut peștele. A treia zi pe parc a avut Vonanza. Azi am avut o masă super bună, pește. Micul dejun este la ora 6 și prânzul la ora 10. După aia cina la ora 5:30 seara. Bacaio, bonus. Au venit băștinașii cu fructele. Vând fructe. Banane, portocale, lămâi. Uite fructul ăla care ne place nouă. Copozu. Copozu. Și niște sâmburi pe care am mai văzut. Tangerina, né? Tangerina. Oi? Você é tangerina, igual a tangerina. Ah, limão. Limão. Vânzătorii ambulanți! Trebuiau să vină cu ceva fructe, că n-am prea avut parte la micul dejun de fructe. A venit cu pește. Deci asta fac majoritatea oamenilor care stau prin locurile astea putin. Așteaptă bărțile când trec. Ca niște terați. Da, și vin și vând tot felul de produse. După 3 zile și 3 nopți am ajuns în acest minunat loc. Am trecut de pe râul Madeira, pe râul Amazon. Pe această croazieră de lux, o chiflă din făină albă, nici măcar din făină integrală, margarină și biscuiți și o cafea foarte dulce. Ăsta este micul dejun pentru care ne trezesc în fiecare zi la ora 6 dimineața. Iar la ora 10:30 avem prânzul. Acum este în jur de ora 8:30 și peste 2 ore o să avem prânzul. Ieri în sfârșit au diversifica meniul. Să vedem astăzi ce surprize o să avem. Ăsta este și orarul meselor. Avem și un păruleț, apă potabilă, de unde ne-am alimentat timp de 3 zile. Asta este baia. Baia, nu vă gândiți că este cu apă filtrată, este cu apă din râul Amazon, săpun lichid, care nu a lipsit nici măcar o zi de când suntem pe această croazieră. Iar asta e partea de vest, west coast, cum îi zicem noi, a Bărcii. Pe
pentru că s-au făcut două grupulețe. Aici au stat oamenii care au băut și au ascultat muzică la maxim timp de 3 zile, iar pe partea noastră a fost super chill. Gunoiul, văd că se păstrează în spate, sacii de gunoi. Steagul Braziliei, ordine și progres. Multe libelule și râul Amazon. Mergem undeva cu 10 la oră, până acum am mers cu 19 la oră, un record. Dar acum, din cauza că sunt curenți, se merge mai încet. Să sperăm că azi, în jurul orei 6-7, vom ajunge în Manaus și o să strângem cortul după atâta zile de croazieră. Asta este el. Partea stângă pentru autovehicule, dar din cauza că suntem în sezonul ploios, este imposibil de mers pe acel drum și singura noastră variantă de a ajunge în Manaus, de a parcurge cei 1000 de kilometri, a fost să luăm această barcă, care are și un nume, Vovonaza. Vovonaza. Astea sunt și camerele private, pentru că există opțiunea să-ți închiriezi o astfel de cameră. Camera are și baie privată și astfel poți evita coada care se formează la baia pe care v-am arătat-o mai devreme. Dar prețul este de 50 de euro pe noapte. Puțin cam mult pentru bugetul nostru. Așa că a fost foarte bine și în hamac, ne-am acomodat și am dormit timp de 3 nopți în hamac. Suntem pregătiți pentru orice expediție mai mare de 3 nopți și 3 zile. Echipa de comando. Oamenii noștri. Unii au venit mai pregătiți și au adus saltea și se doarme mult mai bine pe saltea decât în hamac, dar ne-am obișnuit și cu hamacul. Prima noapte a fost foarte nasol pentru că a plouat și a fost vânt, a fost foarte frig, dar după aia cele două nopți a fost super bine. Puțin și o să trebuiască să mergem să luăm prânzul. Se și spală. Avem și veste de salvare. Avem și o pisicuță. Și mai sunt câteva ore până vom pune picioarele pe uscat. Toată lumea e la masă fix acum când a început lambada. Dacă nu știați, lambada e din Brazilia.
a intrat în această zonă. E timpul să ne desfacem hamacele. Strângerea. Cam așa arăta dușul cu apă din râu. Aici este fotul de cap de mor. Și în dreapta Boian Gemul, care așteaptă niște gustări. 3 km până la destinație. Azi am mers cu 9 km pe oră. În aceste 4 zile am citit Astrofizica pentru cei grăbiți și gena egoistă. O carte în 3 zile, 10 ore de citit în total. Două cărți. Oamenii ăștia încă nu și-au strâns hamacele, nu știu ce se întâmplă. Mai poate rămân peste noapte, până mâine. Nu, dar mai arată ceva. Ia cât mai am. Ah, da, n-am oprit în portul ăsta unde credeam. Deci mai durează o grămadă. Următorul port e pe poarta asta. Deci până aici mai sunt 5 km. Încă o oră aproape. Încă o oră. Uf, 10 seara. A patra zi pe barcă. Nici nu mai știm să mergem. Se merge cu 9 km pe oră. Da. 10 km. Am urcat puțin. Poate e de mai tare și ajunge mai repede. Cea mai lux croazieră din Porto, Velo, în Manaus, cu mâncare inclusă și apă. Mai lux de atâta nu se putea. Și un câine și-o pisică la Porto. Locurile de hamac gratuite. După 3 nopți ajungem în Manaus, pe noaptea. Nu avem cazare, trebuie să căutăm cazare. Să vedem cum e feeling-ul după 3 nopți trecute pe barcă, dacă mai putem să dormim în pat. Manaus, Manaus. La 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 la. Gustările. Gata. Vitrele negre, de-au însoat micropozitiv. Evadăm în final! Drumul spre libertate! Bagă-te, bagă-te. Obrigada. Pământ, aolo, nici nu mai știu cum e să mergi. În final, după 3 nopți. 4 zile. Am ajuns în Amazon. Acum să găsim și o cazare rapid. Să luăm contactul cu dirigența. Luna, mai mers de ceva zile, chiar nu mai știm să mergem. Vara Jau da Familia, primul supermarket care este în cale. Și portul de pește. Câta pește. Piața de pește. Nici o cazare până acum, doar supermercado. Mergem de ceva timp și n-am dat de nicio cazare. Control de poliție. Parohia. Socorul.
Vou fazer socorro. Não, ajudou, isso é... Boracheria. În spaniolă, boracio înseamnă daci. Trecem acest pod și după o să găsim cazări. Cât de bine e să mergi pe jos. Nu mai știam ce înseamnă mersul pe jos. Ne-am prietenit pe barcă și cu niște tipi din Germania care făceau cu motocicleta. Mergeau din țară în țară. Au făcut câte țări, ziceau 10 țări în 13 zile. Nu, 13 țări în 13 zile. Sau 13 țări în 13 zile. Și că n-au înțeles nimic. Păi ce să înțelegi când mergi cu motocicleta câte 800-900 km pe zi, oprești, faci o poză și mergi mai departe. Ce poți să înțelegi? De leneș. Bine, unii care au probleme cu mersul pe jos sau chestii de genul ăsta se justifică, dar la unii care sunt tineri și voinici... Dar trebuie să ai și mult, ba. Benzina. Benzina, te rog, pentru cazări numai de 50 de euro, zi-ți seama că nu stai la... unde găsești tu cazare în mijlocul... Să avem și garaj. Și garaj. El Barrio. Trecem podul și găsim ceva cazări. Pe partea asta n-am avut noroc deloc. Mergea să dormim pe parcă, dar cine știe cum ne trezeam fără bagaje. Mai bine, ce-i în mână nu-i minciună. Așa că le avem cu noi. Zile fără net, n-am vrut să ne cumpărăm SIM, am zis că nu mai cumpărăm în nicio țară SIM. Stăm și fără net, nu e nicio panică. Amazonul cu plasticele lui. Auzi, este un oraș imens. După cum se pot observa, trei benzi la periferie. Da. Hola. Omul cu pușca. E haos general aici. N-avea cum, nu-i nimera. Primul street art care ne este în cale. Ayahuasca. Ayahuasca. Pentru toată lumea. Din Amazon. Și ciupercile. Și ciupercile magice. Sunt pe street art în partea asta. De la câte plantuțe se pot lua, nu? Dacă nu găsim niciun hotel, ne așteaptă această părăseală. Avem hamacele, ne-am instalat, ne trezim dimineața în Corogol. Cu un șarpe. Și cu un șarpe, boa. Una cu Diana care are un pește. Peștele rost, care stă pe spate. Nu? Dorme.204. Mai căutăm altul, că e de piele. Hotel Fortaleza, lângă gunoi. Tot patru. Ce dubios arată locul, nu? Da. Abandonat, mai trec unii cu motocicletele, mai sunt unii roți pe jos. În pielea goală. În pielea goală, unii urlă. Lași camera. 15 euro pe noapte.